Dragi prieteni, adică am descoperit aici în Levetic, dar știam. Dar dacă tot am găsit aici, zic, hai să citesc mai departe. Scurt, așa, nu mult, nu vă țin mult. Spune așa, ce spuneți voi care vă duceți la părintele Arseni Boca, care vă duceți la procesiunile care se fac când se scot moaștele Sfintei Cuvioasa Paraschiva, moaștele nu știu mai cui și tot așa mai departe. Știți ce se cheamă când te duci acolo și te rogi? A? Știți ce se cheamă? Vrăjitorii, chemare de morți în Levetic, capitolul 19, spune așa la versetul 31. Să nu alergați la cei ce cheamă morții, pe la vrăjitori să nu umblați și să nu vă întinați cu ei. Și mai spune în felul următor, dacă vreun suflet va alerga la cei ce cheamă morții și la vrăjitorii ca să se desfrâneze în urma lor, eu voi întoarce fața mea împotriva sufletului aceluia și îl voi pierde din poporul lui. Deci, asta e vrăjitorie, asta e chemare de morți. Când te duci la un mormânt și zici că te duci să te rogi, să chem mortul ăla să te ajute în rugăciune și pui bilete și faci și pe acolo, aia înseamnă vrăjitorie. Aia înseamnă vrăjitorie, chemare de morți. Și ei tocmai lucrurile astea le fac, împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Citiți Scriptura. Ce înseamnă pentru voi cei ce cheamă morți? Zici cei ce cheamă morți, nu? Indiferent cum îi cheamă. Cum a făcut și Saul când s-a dus la una care chema morți și l-a chemat chemat un proroc, nu mai îmi vine acum să-i zic. N-a chemat alt mort sau să facă, l-a chemat mortul ăla să-i arate ceva, dar în spatele ăla nu era mortul respectiv, era satana. Așa și aici, rugându-te la un om care a trecut în neființă și după cum spune Scriptura, din pământ ați fost făcuți, în pământ vă veți întoarce și tu te duci să te rogi lui. Tu faci o urăciune înaintea lui Dumnezeu, e o închinare la idoli, e o vrăjitorie. Dar citiți Scriptura, oameni buni. Eu, dacă ziceți că eu vorbesc aiurea, luați Scriptura și citiți-o și vă veți convinge. Domnul să vă dea lumină. Amin.